După ce a pierdut controlul asupra consilierilor generali și a băgat primăria într-un scandal fără precedent, Sorin Oprescu aruncă bomba și spune că Bucureștiul ar putea intra în colaps financiar. Edilul susține că are informații pe surse de la Ministerul de Finanțe, prin care bugetul primăriei va fi mai sărac cu 500.000 de lei. Anunțul a fost făcut după ce consilierii PDL și PNL au refuzat să participe la ședința convocată de primar. Ședința convocată de Oprescu s-a transformat într-un scandal plin de acuzații de ambele părți, iar membrii PDL și PNL au refuzat să intre în sala de ședință. Vă rog frumos să-mi răspundeți dacă astăzi a fost convocată și noi ne aflăm într-o ședință ordinară a Consiliului General al Municipiului București. Păi vă răspund conform articolului 40 din lege. Ședințele Consiliului Local... Dom'le, a fost convocată astăzi. Astăzi a fost convocată ședința a Consiliului General. Faceți o eroare din nou, domnul consilier. A fost convocată în mod legal. Vă repet întrebarea, să înțelegeți mai bine. Astăzi a fost convocată în mod legal ședință ordinară a Consiliului General al Municipiului București? Probabil că a fost convocată legal. Da sau nu? Probabil că nu, asta este o instituție a primăriei. Când a văzut că nu poate să-i convingă pe consilierii capitalei să discute și să voteze propunerile aflate pe ordinea de zi, primarul general a făcut o dezvăluire bombă. Un personaj cu responsabilitate, nu portarul, de la Ministerul de Finanțe, ne-a anunțat, așa plin de candoare, că s-a greșit. Unde, domnule, s-a greșit? La bugetul consolidat. Formidabil. Și... păi și credem că o să vă tăiem. Da, adică să scad 500 de milioane. Există riscul opririi unor proiecte dacă... Nu, există riscul opririi funcționalității orașului până la proiecte. Sigur că există și proiecte pe care sunt periclitate, dar până acolo e vorba de funcționarea orașului. Oprescu spune că până la sfârșitul acestui an, din bugetul primăriei au mai rămas aproximativ 650 de milioane de lei. Dacă din acești bani vor fi scăzute cele 500 de milioane, ar mai rămâne disponibil circa 150 de milioane. Edilul spune că lipsa banilor ar putea afecta servicii ca iluminatul stradal, apa și canalizarea, deratizarea, dar și investițiile. Consilierii n-au părut deloc impresionați de anunțul edilului, mai ales că Oprescu a cheltuit în ultimii 4 ani 30 de milioane de euro pentru chiria noului sediu și pentru reabilitarea vechiului sediu al primăriei generale.